Cartofi gratinați cu somon. Vom avea nevoie de 2 cartofi fierți, 100 de grame de cremă de brânză, 100 de grame de cașcaval rasc, 100 de grame de mini mozzarella, 3 linguri de ulei de măsline, 200 de grame de somon afumat, rozmarin și sare și piper după gust. Voi felia cartofii. Voi felia de grosimea unui deget. Pus o tigaie la încins, voi adăuga uleiul, voi prăji cartofii pe o parte și pe alta. Condimentăm cartofii cu sare. Piper. Cu rozmarin. Voi unge tava cu unt. Voi adăuga cartofii. Voi pune cașcaval ras pe feliile de cartofi. Voi pune feliuțe de somon. Voi pune câte o biluță de mini mozzarella. Acum voi băga tava la cuptorul preîncins la 180 de grade pentru 5-10 minute. Sper că v-a plăcut rețeta mea, vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru mai multe rețete puteți accesa canalul meu de YouTube. Pa, pa!